Decorarea în două culori a unei încăperi reprezintă o modalitate simplă și ieftină de a adăuga personalitate și un aspect interesant căminului tău. Primul pas este să alegi culorile. Vopsirea părții superioare într-o culoare mai deschisă va face spațiul să pară mai înalt și mai luminos. Nu ai cum să greșești cu două nuanțe ale aceleiași culori, iar culorile neutre adaugă o notă interesantă fără să domine spațiul. Combinațiile mai îndrăznețe sau contrastante sunt de asemenea o opțiune potrivită și veselă. Utilizează mostre de test pe pereți pentru a vedea dacă culorile alese arată bine una lângă alta. Calculează suprafața peretelui, măsurând înălțimea și lățimea. Înmulțește aceste valori și vei obține suprafața. Pentru culori mai deschise, ar putea fi necesare până la 2 straturi, iar pentru culori mai închise, până la 4 straturi. Consultă instrucțiunile producătorului pentru a afla care este acoperirea vopselei alese, iar astfel vei afla de câte cutii ai nevoie. Acoperă cu bandă orice suprafață pe care nu dorești să o vopsești, cum ar fi plintele, ferestrele, cadrul ușilor sau tavanul. Ar trebui să scoți și să reaplici bandă de mascare între straturi pentru a evita aderarea benzii la vopsea și desprinderea acesteia odată cu banda. Întinde huse antipraf pe jos pentru a proteja încăperea împotriva stropilor de vopsea. Acum poți trece la vopsire. Pereții trebuie să fie curați, uscați și fără deteriorări înainte de a începe să vopsești. Dacă e necesar să pregătești suprafața, urmărește ghidul nostru dedicat. Mai întâi, aplică culoarea mai deschisă pe întreaga suprafață. Înainte de aplicare, amestecă bine în fiecare cutie de vopsea. Începe să vopsești colțurile cu ajutorul unei pensule. Apoi, poți acoperi zone mai mari. Aplică vopseaua cu ajutorul trafaletului, cu o mișcare în formă de M sau W. Elimină imediat picăturile cu pensula pentru a evita o finisare inestetică. După ce ai aplicat primul strat, lasă vopseaua să se usuce complet. După uscare, repetă procesul de vopsire cu al doilea strat. Apoi decide-te asupra înălțimii culorii din partea inferioară. Poți să obții un aspect tradițional la înălțimea șoldurilor sau să experimentezi cu o linie mai înaltă care se vede pe deasupra mobilei. După ce te-ai decis, marchează cu un creion. Extinde linia cu creionul de-a lungul pereților cu ajutorul unei nivele. Aplică bandă de marcare pentru vopsire deasupra liniei cu creionul. Întinde bine banda cu degetele pentru a asigura aderența perfectă. Acest lucru va împiedica îmbinarea culorilor. Înainte să începi să aplici a doua culoare, curăță foarte bine echipamentul de vopsire pentru a îndepărta toate urmele culorii anterioare. Începe la fel, aplicând vopseaua cu pensula. Vopsește de-a lungul liniei, trecând ușor peste banda de marcare. Utilizează un trafalet pentru suprafețele mai mari. Lasă fiecare strat să se usuce și aplică straturi noi, până când vopseaua arată uniform. Apoi, îndepărtează banda și lasă să se usuce complet.